preveni eventualele îmbolnăviri cu COVID-19. Infectarea personalului complexului energetic Hunedoara cu virusul care a generat panică mondială ar însemna un dezastru pentru industria extractivă și energetică din România. Din păcate, acum suntem într-un proces de achiziție pentru dezinfectant și chiar astăzi am primit informația că nu găsim niciunde. Am căutat inclusiv pe internet, am luat legătura cu câțiva distribuitori și nu mai găsim dezinfectantul pentru mâini. Vreau să punem la fiecare subunitate minieră și energetică, la intrarea în incintă, la toalete și din păcate acum nu găsim acest dezinfectant, la fel măști nu găsim. Și da, continuăm să căutăm. Am înțeles că și prețurile au crescut foarte mult în ultimul timp, datorită crizei care s-a instalat. Și ne va fi un pic dificil să găsim, dar căutăm în continuare. De asemenea, am luat câteva măsuri, avem într-un plan de prevenire a eventualelor neplăceri care pot interveni ca urmare a coronavirusului. Am stabilit pentru funcțiile de conducere un om să fie înlocuit de alți oameni în caz că, Doamne ferește, sperăm să nu fie cazul, dar Doamne ferește, dacă cineva se îmbolnăvește, să existe tot timpul cineva care poate să coordoneze activitatea. Insistăm foarte mult pe partea de igienă, pe spălarea mâinilor, de un pic atenție din acest punct de vedere. Am pus și afișe în acest sens. Pentru partea de birouri, dacă cumva o să fie nevoie, acolo o să încercăm să ne redistribuim activitatea în așa fel încât să nu fie prezenți toți oamenii la serviciu, dar precizez, doar dacă va fi nevoie. Nu, astăzi nu este vorba de așa ceva, activitatea se desfășoară în condiții normale, astăzi când vorbim, dar pe viitor, dacă lucrurile se agravează, avem în gândire și așa ceva, dar totuși mă rog la Dumnezeu să nu fie nevoie să luăm măsurile respective. Dacă va trebui, o să gândim și trebuie să gândim în perspectivă, avem câteva planuri și pentru asta, dacă va trebui să nu mai fim atât de mulți oameni prezenți la serviciu, în locurile unde se poate. V-am zis, cel mai greu este în mină și în termocentrale, unde acolo oamenii chiar trebuie să fie prezenți să scoată cărbunele și în termocentrale să fie ars. Colosul hunedorean se confruntă cu o deficiență de personal, iar în contextul în care coronavirusul ar afecta muncitorii din subteran, cât și din termocentralele Mintia și Paroșeni, se poate instala starea de criză, întrucât nu există suficiente persoane care să poată suplimenta lipsurile din câmpul muncii.